Consider că sunt abuzuri, mai ales că vă vorbește totuși președinta Comisiei de Abuzuri. Și vreau să fac o precizare. Da, primul montaj a fost făcut într-un spirit de glumă de noi, normal că... Nu, atunci îți spuneți că e spirit de glumă. E, dar realitatea, ascultați-mă un pic, realitatea este din comunicate oficiale, doamnă, și amenziile au fost mai mari de 150.000 de euro. Aici e problema. Problema este că avem autorități care merg pe același sistem comunistoid și aceste abuzuri trebuie să înceteze odată și odată, iar dacă guvernul României și cel anterior și acesta numit prin încălcarea Constituției României, pentru că noi aurul am atacat la Curtea Constituțională încălcarea Constituției prin învestirea guvernului, prin încălcarea întregii Constituții a României, eu vă spun un singur lucru. Cu o astfel de atitudine nu vor face decât să ducă lumea într-un prag al paroxismului și să iasă în stradă la revolte. Pentru că așa ceva nu este admisibil. Dacă guvernul are nevoie de bani, să pună mâna să facă programe de guvernare coerente și să muncească și domnii miniștri și consilierii lor și miniștrii secretari de stat pentru bunăstarea poporului român, nu pentru abuzarea poporului român. De fapt, aici era problema și de aceea am apelat la dumneavoastră că v-ați dus la comisia aceasta de abuzuri, pentru că pare o România împărțită în două. Abuzuri în casele oamenilor, iar acolo unde domnul Chirică e primar PNL, poate lumea să iasă cum vrea. Eu însă sunt aleasă în circunscripția 24 a județului Iași. Tot acolo la Iași, da. Iașiul nu este în carantină. Acel târg era încă făcut din vremea campaniei electorale și foarte bine că a fost făcut. Să știți că distanțarea fizică era păstrată. Da, dar aici la București, care nu e în carantină, nu s-a putut face aici târg. Aici domnul Nicușor Dan are o gravă problemă pentru că a încălcat tradițiile românești și nu am înțeles de ce. Iar la Craiova, unde Olguța Vasilescu l-a făcut, l-au închis autoritățile, că n-avea bine. Nu, tot doamna Olguța împreună cu domnul prefect, știu de acolo, știu de la domnul Ringo Dămureanu, care este deputat AUR, știu că m-au sunat oamenii care au avut autorizație pentru acel târg, știu că s-a ieșit în stradă pentru a ajuta producătorii. AUR-ul a fost singurul partid care a ieșit, pe mine m-au sunat oamenii și l-am rugat pe Ringo Dămureanu să iasă, să meargă la, inclusiv la doamna primar și la domnul prefect. Eu însă mi-am fost la prefectură și la primărie, evident că nu ne-a primit nimeni nu a avut curajul să iasă, nu știu de ce le trebuie curaj ca să vorbească civilizat cu cei care i-au ales la alegerile locale. Cred că România nu are, vorbesc de autoritățile nu au educație democratică, își bat joc de alegători, vorbesc frumos cu ei și se poartă frumos cu ei până când sunt alegerile, după care când se văd aleși și în funcțiile publice uită de oamenii care i-au votat. Ăsta este adevărul despre democrația din România. Deci vă spun că târgurile nu împietează cu nimica la păstrarea măsurilor în vreme de pandemie. Să veniți, vă rog frumos, să filmați cu camera ascunsă în Parlamentul României, să vedeți ce se întâmplă la grupurile parlamentare unde masca nu este purtată, unde oamenii stau și se iau în brațe și se pupă, unde nimic nu se respectă, dar doar facem demagogie în plen. Explicați-mi și mie, că ați cerut o chestie, zic eu, rezonabilă, pe care am cerut-o și în enumărate ori în emisiunea mea, și anume o mai mare atenție autorităților pentru măștile alea neconforme, și care acție președinta Senatului, doamna Dragu, a zis să vă analizeze masca de plastic. Doamna Dragu, să știe un singur lucru, că orice poate dispune numai în conformitate cu legea și respectăm principiul nediscriminării. În condițiile în care dispune analiza acelei conformității măștii mele, de fapt a solicitat analiza conformității măștilor partidului AUR, a fost ca răspuns la solicitarea mea de a se analiza conformitatea.
responsabilitatea tuturor măștilor din Parlamentul României și mai ales să se verifice autenticitatea și conformitatea adeverinței domnului Coarnă de la PSD, domnului Kelemen Hunor de la UDMR, care nu poartă niciodată mască având o adeverință și nu poartă nici în plen și nimeni nu le-a cerut să dovedească conformitatea, iar în plenul reunit l-am văzut pe domnul Daniel Ghiță nepurtând mască și colegul de lângă el cu masca sub nas. Deci dacă este lege să fie pentru toată lumea și să se verifice adeverințele și tot să-și ia autorizarea de la medicul de medicină muncii, unde iar intrăm într-o capcană legislativă. Noi nu suntem angajați ai Parlamentului, noi suntem demnitari. Iar demnitarii nu pot avea medic de medicină muncii. Deci suntem într-un cerc vicios, dar e greu când nu cunoști legislație și te apuci doar din răzbunare și de face asta pare să fie marea problemă acum, domnule. Habar nu au de nimic. Ăsta e adevărul. Vă rog să dați un like și să vă abonați la canalul meu. Roman, în egală măsură, subscribe.